Ce este o pârghie? Avem aici o bară rigidă care observăm că se poate roti în jurul unui punct de sprijin și asupra căreia acționează două forțe. O forță care trebuie învinsă, aceasta se numește forța rezistentă, și forța cu care acționează omul asupra pârghiei se numește forță activă. Forța rezistentă se notează cu R mare, iar forța activă, forța omului, se notează F mare. Să vedem ce lege guvernează orice pârghie. Forța activă de forța rezistentă egal cu raportul invers al brațelor forțelor respective, adică brațul forței rezistente pe brațul forței active. Ce este pârghia de ordinul 1? Aceasta este bara rigidă. Dacă punctul de sprijin 0 este undeva în interiorul barei și de o parte și de alta acționează cele două forțe, forța activă și forța rezistentă, în același sens, spunem că este o pârghie de ordinul 1. Ce exemple avem la pârghia de ordinul 1? Foarfecele este un ansamblu de două pârghii. Iată, o pârghie și cea de-a doua pârghie. Ele sunt unite aici printr-un nit care constituie punctul de sprijin. Cum acționăm noi asupra foarfecei? Deci omul acționează la capătul opus în jos și aici este forța rezistentă care trebuie învinsă la tăierea materialului. Mai avem ranga, adică levierul. Este o bară rigidă. Aici avem un punct de sprijin. Aici avem corpul care dorim să ridicăm și acționăm asupra lui ca să ridicăm corpurile grele. Cum se desenează o pârghie? Pe ordinul 1. Pentru foarfece, acestea sunt formate din două pârghii. Deci va trebui să facem două bare. Ele se unesc în punctul de sprijin 0, unde este nitul care le unește. După ce am reprezentat punctul de sprijin, se reprezintă forța activă și desenez perpendiculară forța activă în jos, pentru că știu cum acționez asupra ei. Aici unde, să zicem, avem hârtia sau ce tăiem noi, voi reprezenta forța rezistentă. Și aici avem forța rezistentă. R. La un levier, punctul de sprijin este foarte aproape de capătul de jos. După ce am reprezentat punctul de sprijin, se reprezintă forța activă. Forța activă este la un capăt și o desenăm pe verticală în jos. Și o notăm cu F mare. După ce am reprezentat forța activă, se reprezintă forța rezistentă la celălalt capăt. Forța rezistentă R mare. Ce este pârghia de ordinul al doilea? Avem pârghia, bara rigidă, prișinită la unul dintre capete. La celălalt capăt acționează forța omului, forța activă. În interiorul barei avem forța rezistentă. În cazul acesta, forța rezistentă este în jos, forța activă este în sus. Ce exemple avem de pârghii de ordinul al doilea? Roaba. Avem un ansamblu de două pârghii pe care se află roata. Punctul de sprijin este la capătul pârghiei. La capătul opus acționează omul ridicând roaba, forța activă în sus, iar la mijlocul cutiei roabei avem forța rezistentă, care este în jos. Ce alt exemplu mai avem? Cleștele de spart nuci. Deci, avem aici un ansamblu de două pârghii, da? O pârghie, a doua pârghie. La capăt sunt unite printr-un nit, avem punctul de sprijin 0. Cum acționează omul ca să spargă nuca sau, mă rog, ceva cu coajetare? În jos. Iar forța rezistentă din partea nucii, care va fi în sens opus, în sus. La pârghia de ordinul al doilea, reprezentativă este roaba. Desenăm pârghia, la un capăt are punctul de sprijin. Aici vom pune punctul de sprijin. Ca să ridicăm o roabă, trebuie să acționăm în partea opusă, la celălalt capăt al roabei, în sus. Deci avem forța activă în sus. Aici, în interior, avem greutatea ceea ce cărăm cu roaba, adică forța rezistentă care este în jos. Aceasta este forța rezistentă care trebuie învinsă. Tot la pârghia de ordinul 2 mai avem cleștele de spart nuci din două pârghii care se unesc la un capăt în punctul de sprijin 0. La celălalt capăt facem forța perpendiculară pe pârghie și avem forța activă.
F mare. În interior, aici unde, de exemplu, punem nuca, avem forța rezistentă perpendiculară pe pârghie, dar în sus. Asta este forța rezistentă. Pârghia de ordinul al treilea. Avem punctul 0, punctul de sprijin, la un capăt, la celălalt capăt este forța rezistentă și în interior forța activă. Ce exemple avem de pârghii de ordinul al treilea? Lopata. Deci, la lopată avem punctul de sprijin. Ținem aici cu o mână și este punctul de sprijin. La celălalt capăt este greutatea brazdei care o ridicăm cu lopata în jos și omul, ca să ridice lopata, acționează aici, în interior, în sus. Și așa. Ce alt exemplu mai avem? Avem penseta. Aici avem un ansamblu de două pârghii, aici sunt unite și este punctul de sprijin. Omul acționează în interior, iată, să luăm pârghia de sus, acționează în jos și la capătul celălalt este forța rezistentă din partea firului care vrem să îl smulgem, care va fi în sus, la pârghia de sus. La pârghia de ordinul al treilea, începem cu lopata. La un capăt avem punctul de sprijin 0. În interiorul barei avem forța activă, care este în jos. Forța activă F. La celălalt capăt avem forța rezistentă și o desenăm în sus ca să fie în sens opus cu forța activă. La pensetă avem două pârghii care le desenăm pe o direcție oblică și care se unesc în punctul de sprijin. Undeva în interior, de exemplu la pensetă, da? Omul apasă în jos pe partea de sus a pensetei, da? Deci, perpendiculară, avem forța activă, F, și la capătul celălalt acționează forța rezistentă, sens opus, o ducem în sus.